Bună seara, stimații telespectatori! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector Analitic, ediție specială. Astăzi, împreună cu doi ex-vicepremieri, este vorba de Victor Stepaniuc și Alexandru Muravski, vom încerca să discutăm ceea ce se întâmplă pe șcherul politic din țara noastră și vom încerca să vedem care ar fi acțiunile ce rezultă din ceea ce se întâmplă. Domnule Muravski, bună seara și bine ați venit. Bine ați venit la Reflector Analitic, domnule Stepaniuc. Domnule Muravski, vreau să aflu poziția dumneavoastră. Iată, în calitate de ex-vicepremier, v-ați retras ceva timp din viața politică din țară. Cum catalogați ceea ce se întâmplă pe arena politică? Desigur, eu privesc situația dată din punct de vedere și analitic și ca cetățean și eu vă spun că noi putem vorbi din punctul meu de vedere despre două lucruri, ca monedă cu două fețe. Este o parte morală și este parte juridică. Din punct de vedere morală, eu cred că este foarte regretabil fapt că partidul care a avut autoritatea, partidul care era partidul guvernământ. Eu nu vorbesc acum cum ei au devenit, dar realitatea. Acum noi putem spune că partidul acum în situația izolare totală. În țară, noi vedem că practic până la momentul dat, noi nu putem numi nicio partid, nicio mișcare publică care susține Partidul Democrat în acțiunile date. Eu țin minte și voi știți foarte bine că undeva 3 ani în urmă, când a fost început procesul de schimbare a sistemului electorat, noi practic fiecare zi am văzut declarațiile din societatea ucraineană, rușe, romilor, asociația femeilor, asociația bătrânilor, tot în susținerea partidului inițiativă. Acum liniște. Noi avem practic numai niște semnături din președintele de raionele și primarele, care sunt membrii Partidului Democrat și gata. În plan extern, aceeași situație. Noi avem declarațiile, nu bine, putem vorbi Rusia, asta e clar, acum vorbesc despre Alianța Козак, lăsăm Rusia aparte. Noi avem declarații din partea Franței, Germaniei, Poloniei, Suediei, care direct susțin Parlamentul și Guvernul nou. Noi avem declarațiile Partidului European Popular, care este cea mai mare fracție în Parlamentul European. Noi avem declarația din partea Elveției, declarația din partea Guvernului Finlandiei cu privire la susținerea și recognarea guvernul doamnei Sandu și parlamentului. Bine, noi putem spune că mesajele din partea SUA, din partea României, ei sunt mai diplomatic limbajul, dar noi nu putem găsi nicio declarație din afara țării care susține guvernul vechi și Partidul Democrat. Și de aceea, din punct de vedere moral, noi vedem că partidul cu regret a creat situația că este în izolare și în țară și în afară țării. În ce privește juridic, noi cred că pe parcursul o să vorbim. Că da, eu vreau să, Muravski, să mai aflu de la dumneavoastră. Ce poziții împărtășiți? Iată, aceste două partide, PSRM și Blocul Acum, s-ar părea că au doctrine deosebite, da? Sau radical deosebite. După alegerile din 24 februarie 2019, v-ați gândit vreo clipă că, iată, e posibil a trimite în istorie Partidul Democrat și a face o coaliție, o alianță, cum vrem așa o numim? Vedeți, desigur, eu multe ori am vorbit că alianța dintre Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, spunem așa, nu este natural. Noi avem forțe politice absolut diferite, din toate punct de vedere. Da. Din punct de vedere pur ideologic, din punct de vedere pur practic, mai logic era alianța dintre PCRM și Partidul Democrat. Pentru că dacă o să luăm programele și așa mai departe. Dar s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, din ce cauză? Iar din cauza lucruri care au fost făcute de către Partidul Democrat, care ultimii 2-3 ani, practic, a încălcat toate legile. Și a apărut, nu pe locul gol, a apărut termenul ăsta, statul capturat. Da. În special activitățile care au fost făcute, nu, care
din punct de vedere și moral, eu spun că și din punct de vedere atitudinii populației nu a fost prea gândite de Partidul Democrat. Când a fost ales domnul președinte Dodon, noi știm că când a fost clar că el a câștigat, practic în câteva zile a fost luate toate prerogativele că el trebuie să rămână gol. Bine, noi trăim în stat. Noi avem situația aceeași Franța, unde președinte poate fi din partea dreaptă, parlamentul din partea stângă sau invers și ei colaborez. Nu, aici a fost, aha, a câștigat nu a noastră, noi luăm tot. Păi în alegere, când a fost clar că trebuie să fie alegere, ce a fost? În foarte scurt timp a fost eliberate o mulțime din oameni în Curtea Constituțională, în Curtea de Conturi, în alte și a fost puse oameni domnilor. Asta nu e normal. Nu e normal în stat, pentru că partidul este partidul, dar sunt instituții statului, care trebuie să lucreze conform Constituției. Și de aceea, clar că toate partidele care au apărut în situația dată au avut scopul comun care a unificat pe lor. Asta e eliberarea statului din de la capturarea, de la tot ce a fost făcut de către Partidul Democrat. Și noi avem situația și eu nu exclud că, pentru că eu, economist care a făcut teza în aplicarea metodelor matematice în planificarea. Da. Și acolo este așa termen iterație. La fiecare dată trebuie să analizați situația, puneți, sunt multe priorități. Da. Alegeți cea mai principală la momentul dat, trebuie să minimizeți punctele de conflict și găsiți calea prin primul pas. La momentul dat, acum și pe CRM au găsit o gol comun în eliberarea statului. Da. Și ei au făcut alianță. Ce să fie mai departe? Dacă ei o să găsească mai mult limba comună în atingere alte scopuri legate cu rezolvarea problemelor social-economice și pasul următor o să fie comun. Ei pot conlucra, da, și lăsând aparte viziuni diferite geopolitice și așa mai departe. Dacă asta nu se întâmplă, o să avem alegerile anticipate, dar în alte condiții. Când o să fie populația cu mentalitate altă, toate partidele, da, vor primi o învățătură că puteți fi năcăjiți dacă mergeți contra logice judiciare și morale. Da. Domnule Stepaniuc, dacă ar fi să mergem de la ideea electoratului și a procentajului pe care l-a acumulat în data de 24 februarie 2019 fiecare dintre aceste partide și eu am cuantificat PSRM-ul și cu acum, reiese o bună parte sau majoritatea din electorat au optat pentru aceste trei fracțiuni parlamentare, două reunindu-se în blocul acum. Respectiv, aceasta ar putea fi calea atunci când prin calea compromisului, ca să extrag teza pe care o enunța și domnul Muravski, s-ar putea găsi consens pe anumite segmente sensibile ale vieții social-politice? Desigur, deputații, partidele politice când merg în alegeri, ei doar nu promit război civil. Ei toți promit modernizarea țării, bunăstarea pentru populație și așa mai departe. Mai mult ca atât, eu aș vrea să spun că majoritatea partidelor care au mers în alegeri, după în viziunea mea, sunt mai mult de centru-stânga, fiindcă ei au, unii dintre ei sunt membri internaționale socialiste, alții se numesc Partid Socialist, a treilea pledează pentru protecția socială, dezvoltarea business-ului mic și mijlociu, de oligarhizare, de monopolizare. Toate aceste programe, de fapt, sunt programe mai mult de orientare social-democratică. În sensul acesta, nu ar trebui să fie prea mari diferență. Eu aș spune că așa e cultura noastră politică și aici e vina în mare parte a sistemului educațional. Pentru că noi, ca pedagogi, trebuie să educăm mai mult toleranță în societate. Toleranța inclusiv ideologică. Pentru că, de fapt, care este menirea unui partid politic? Este ca să prezinte societății niște programe mai eficiente de dezvoltarea țării. Nu pentru a-l bate pe partidul oponent și vrâi la pușcărie, dar pentru a polemiza cu dâși. Că noi cu domnul Muravski am fost deputați mai mulți ani în Parlament, dumnealui, țin minte, era președinte, era deputat și era președinte Comisiei Parlamentare pentru Economie sau vicepreședinte, da.
Și dumnealui când argumenta niște lucruri, deși eu nu eram partidul nostru, dar eu cădeam de acord că logica este foarte... Și căutam pe colegii mei să-i le argumentez că nu trebuie combătut, de fapt, viziunea celorlalt partid. Și este normal așa să fie. Ca noi, da, noi desigur ne divizăm, o leacă ideologic, o leacă conceptual, dar în cele din urmă avem sarcinile de bază pentru a moderniza țara, a face ca viața și calitatea vieții să fie mai bună și în sensul acesta trebuie găsit cele mai bune soluții. În cazul de față, dacă să vorbim de situația de criză care acum este, noi trebuie să spunem concret că două partide, dintre cele trei care au luat o treime, o treime și o treime, 35, 30 și 26, până la urmă au găsit limbă comună și au creat majoritatea parlamentară. E o situație absolut ideală și normală pentru orice democrație occidentală. Cum se creează majoritățile? Prin discuții. Da, prin niște contradicții, dar până la urmă... Bine, în Germania șase luni a discutat. Bine. Șase luni de zile. Germania, în general, are o practică cum pot consolida și face coaliții din stânga și dreapta. Și Germania singur ne-a arătat un model, așa că noi nu trebuie să ne mirăm. E că eu am răspuns azi la niște întrebări cu niște locuitori a satului meu. Natal, cum așa unirea asta între stânga și dreapta? Nu e posibilă. E exemplu Germania. Dar uitați-vă, luați exemplu Suediei la timp respectiv, în Norvegia, în Spania în 77. Guvernele astea care au căutat să fie un fel de guvern de salvare națională. În cazul de față trebuie să recunoaștem că avem o mare criză și economică, și într-adevăr ideea, conceptul acesta statului capturat, trebuie să spunem că la noi nu funcționează puterile de stat. Ele într-adevăr stau în mânele până acum au stat în mânele unui singur personaj, care toată lumea îl știe și îl declină în fiecare zi, și atunci trebuie să vedem că au venit o altă majoritate, au creat un guvern. Și aici noi trebuie să spunem că criza actuală este creată, desigur, a fost pregătit criza. Încă atunci când a fost montată legislația, când au fost trimiși încolo la Curtea Constituțională oamenii Partidului Democrat, membrii lor de partid, mie îmi pare foarte rău cu opoziția atunci, la timp, eu nu vreau să-i numesc pe toți, dar ei toți trebuiau să reacționeze. Cum putem să avem încredere față de Comisia Electorală Centrală sau de Curtea Constituțională sau chiar de capii sistemului judecătoresc dacă ești oamenii Partidului Democrat? Montați acolo în supunerea concret să duc și fac rapoarte la liderul Partidului Democrat. Ce fel de stat? Ce fel de stat este? Și opoziția poartă marea rușine, responsabilitate pentru, inclusiv și pentru situația actuală. Dar, desigur, vinovatul principal, dacă noi vorbim de componenta și morală, dar și juridică, este Partidul Democrat, care după alegeri, doar ce face orice partid? Orice partid se orientează la rezultatele alegerilor. Curtea Constituțională a recunoscut, Comisia Electorală a recunoscut, organismele internaționale au recunoscut, toate partidele politice au recunoscut, au primit mandatele și s-au dus în Parlament, în sens că se organizează. Acum Parlamentul este organizat. Dacă tu nu recunoști, înseamnă că tu, de fapt, nu recunoști și încă blochezi acum montarea viitorului guvern, asta se numește uzurpare, asta se numește încercare de lovitură de stat. Asta e crimă. Asta e crimă, citiți Constituția noastră. Acum vedeți că tot discuția asta în societate, e că eu vorbesc și aș vrea să mă înțeleagă corect și oamenii care sunt astăzi în aparatul guvernului. Funcționarii, miniștrii, președinții de raioane, primarii localităților, consilierii raionali, pe bună parte dintre ei, noi îi cunoaștem, domnul Muravski, îi cunoaștem aproape pe toți. Fraților, nu se poate Constituția tălmăci împotriva suveranității poporului. Suveranitatea a fost declarată la 24 februarie. Ea a fost declarată în folosul acestor trei partide. Și dacă două dintre ei au creat majoritatea parlamentară, e punct. Nici o curte constituțională, nici un președinte de raion, nici un ministru, și nici un judecător în țara asta, și nici un președinte, și nici un nu știu cine acolo ia, cu structurile paramilitare, ei vor să-și apere Partidul Democrat, trebuie să plece în opoziție. Ei știu că noi am fost foarte mulți ani cu dânși, cu mulți am fost în Parlament, și alții. Nu vă faceți de rușine. În 30 de ani Republica Moldova nu a avut așa prostie, așa experiență, ca partidul care a pierdut alegerile să nu plece în opoziție. Spre cinstea noastră, toate guvernările, și la 90, și la 94, și la 98, oamenii au plecat liniștiți din funcții. Au pierdut, au recunoscut înfrângerea. Da, cineva s-a mai plâns acolo, dar au plecat pașnic.
Noi am văzut obrăznicii, oricare obrăznicii în 2009, deși vedeți că nu este studiat până la sfârșit ce s-a întâmplat în 2009, dar spre cinstea lui, președintele Voronin a plecat. Și încă o plecată înainte de termen. El mandatul de președinte l-a depus înainte. Aduceți-vă aminte și știți că sunt Constituție. În Constituție scris așa, că președintele îți prelungește mandatul până la venirea viitorului președinte. Eu îl întreb pe comuniști, îi întreb și pe domnul președinte Voronin. L-am întrebat în 2009 și îl întreb încă o dată, în prezența opiniei publice. Dar cui a transmis el mandatul în 2009, la 11 septembrie, când a plecat? Deci el a plecat într-un fel ca un, cum să spun eu, ca un laș. Acum ne întâlnim cu un alt fenomen, foarte tragic pentru Moldova. Da. Când un partid politic nu vrea să plece la guvernare și e gata să ruineze în general sistemul politic din țară și e gata să organizeze aici ciocniri între grupurile de populație, între grupuri. Noi suntem adepții unor viziuni și vrem să ieșim duminică. Și este normal, pe data de 16, la ora 11, masa asta de oameni care vrea să apere sistemul democratic în Republica Moldova. Noi nu venim să-l apărăm pe domnul președinte sau să-l apărăm pe domnul prim-ministru. Trebuie să venim să apărăm regimul în general politic-democratic. Când o putere, Partidul Democrat vrea să uzurpeze puterea și noi trebuie să le spunem nu. Duceți-vă fraților în opoziție și nu faceți de rușine țara. Nu scandalizați societatea. Nu sfădiți, nu șandăniți oamenii în localități. Pentru că lumea s-a divizat. Trebuie să le spunem că s-a divizat. Deși ei sunt absolută minoritate. Nimeni nu o să vină astăzi din sate să apere astăzi Partidul Democrat. Ei își fac iluzii. Ei pot să-i aducă numai cu bani, ei pot să-i aducă astăzi cu minciună, cu demagogie care îmi prăște prin canalele de televiziune, că îi spun minciuni acolo, ea și induc lumea în eroare. Puterea astăzi de stat este recunoscută de majoritatea deci societății și de perena internațională, de principalele state ale Europei și cele mai influente forțe geopolitice. Și în sensul acesta trebuie să-i dorim acestui guvern succese și să vedem cum o să lucreze. Să-l susținem, să vedem cum o să lucreze. Da. Domnule Muravski, iată, domnul Stepaniuc pomenea ceva mai devreme despre ziua de duminică, despre manifestările pe care intenționează să le organizeze blocul acum și cei de la PSRM. Haideți să ne vorbiți despre însemnătatea acestei forme de susținere și despre modul neclar, uneori chiar de neînțeles pentru Partidul Democrat, de ce nu acceptă buchea legii și să plece onorabil. Haideți să începem de la proteste. De la proteste, desigur, este o formă normală în țara democratică, dar pe de altă parte știți că dacă până duminică vor fi câteva decizii mâine, poi mâine, că problema poate fi rezolvată fără protestele, asta este să fie ideal. Pentru că noi înțelegem foarte bine că o grămadă de oameni vin în susținerea democrației, cum a spus domnul Stepaniuc. Pe de altă parte, noi vedem ce fel de protestatori a fost din partea Partidului Democrat la miting care a avut loc. Este o parte din bătrâni care a fost adus pur și simplu cu bani pentru a câștiga ceva și stau acum în tent lângă toate instituțiile guvernamentale pentru că ei sunt plătiți, dar pe de altă parte sunt, spunem așa, grupul de tineri foarte puternic și așa mai departe, spunem așa, cum băievicii partii. Și orice protestele, când două părți mari organizează protestele, nu exclud mai posibilitatea provocării ciocnirilor și, cum spunem, nu de Dumnezeu și sânge. Și asta este fie o tragedie mare pentru Republica Moldova, ca pentru orice țară, dacă noi o să avem asta. Cum noi putem, deci, pe de o parte, este Partidul Democrat, care eu știu că a fost anunțat că mâine ei au Consiliul Național. Da. Și eu sper că acolo, pentru că bine, eu am fost și unul din fondatori Partidului Democrat. Consiliul Național Politic. Și am prietenii mulți, așa mai departe. Bine, din 2010 eu
când a venit echipa nouă, eu am terminat relația cu partidul și n-am intrat în afișă niciodată din 2010. Dar eu știu mulți oameni care și acolo înăuntru sunt multe discuții și eu sper că ei o să înțeleagă că da, a venit timpul că trebuie să acceptăm, noi am pierdut, din ce cauză puteți face analiza înăuntru și pregătiți pentru alegeri, dar nu la 6 septembrie, da, în situația nouă și așa mai departe. De ce ei creează anumite... Și a doua posibilitate, da, pur juridică, pentru că dacă normal Curtea Constituțională a să înțelege situația, ei pot așa urgent cum ei au primit deciziile precedente, mâine, poi mâine o să aibă ședință și revizuiască decizia lor. Și Candu, când a avut conferința de presă, briefing-ul așa, da, nu la briefing, la programul cu Gheorghe, da, Gonță, el a spus că asta e imposibil, niciodată în lume nu se fie și așa. Eu vă dau un exemplu. În 97, Curtea Constituțională a făcut o invenție în matematică, genială, când au probat decizia că 59 nu este majoritatea din 101. Numai 52. Și 8 ani de zile, țara a confirmat, noi am lucrat cu regula asta și peste 8 ani de zile, Curtea Constituțională, de sine setător, a schimbat decizia. Eu înțeleg că aici pot fi pusă problema, dar cum ați acceptat decizia Curtei Constituționale? Da, am acceptat, pentru că Curtea Constituțională, componența, asta era numai unică decizie, da. Deci componența era, toate judecători au avut autoritatea în societate și așa mai departe, și asta cu toate, spunem așa, decizia umoristică, n-a influențat așa situația cum s-a întâmplat. Aici noi avem pas cu pas, cum a spus domnul Stepaniuc, noi avem componența când domnul Candu pune întrebarea, dar unde în lume, dar eu tot pot întrebare, dar găsiți, vă rog, în lume exemplu când Curtea Constituțională este subordonată direct partidului 1, pentru că acolo sunt direct sau, da, nu indirect persoanele afiliate de partidul, persoanele care majoritatea din ei n-au experiență în dreptul constituțional, deci n-au fost judecători. N-au fost judecători, n-au autoritatea în societatea judecătorilor și ei rezolv foarte serii. 6 oameni care practic înlocuiesc tot parlament. Dacă Curtea Constituțională încalcă logică pur și simplu juridică elementară. Da, Curtea Constituțională are dreptul la tălmăcirea Constituției. Dar ce înseamnă asta? Schimbarea sensul Constituției prin înlocuirea cuvântului poate la cuvântul este obligat, asta e tălmăcirea sau schimbarea Constituției? Eu cred că orice persoană care la primul curs la Universitatea de Drept spune așa că asta e schimbarea. Arătați, vă rog mie, un punct în lege cu privire la Curtea Constituțională sau în Constituție care dă dreptul Curtei Constituționale să schimbe Constituția. Da. Domnule Stepaniuc, pentru că suntem în direct, practic avem și reacția celor care ne vizionează. Un telespectator practic ne zice că provocările există într-o marjă destul de mare. Cum ar trebui să procedeze ambele tabere pentru a evita ciocnirile? Și aici fac referire la ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, ați avut întâlnire cu concetățenii noștri și ați discutat pe viu starea de lucruri creată. Până la urmă, Partidul Democrat mai utilizează resursele administrative, cele pe care le are în administrația publică locală. Există pericolul ca anumite artere să fie închise pentru ziua de duminică, ca unii cetățeni să nu poată ajunge la Chișinău. Haideți să pornim de la provocări. Eu aș vrea să pornesc de la faptul că afirmația domnului Muravski că ar fi, da, bine, în aceste 3 zile până duminică, ambele părți să caute, deci, soluții pentru compromisuri, asta ar fi varianta ideală. Fiindcă, mă rog, cunosc eu multă lume și discuțiile care le am cu cetățenii, vreau să spun că lumea este, pe de o parte, în mare apatie, dar și în mare, deci, nemulțumire ce se întâmplă în țară. Cum așa să guvernează țara asta, că noi mergem dintr-un conflict în alt conflict? Noi nici de cum nu putem să ajungem să discutăm despre economie, despre dezvoltarea țării, despre modernizare. Dar permanent se discută despre fotolii, cui aparține, atribuții, curte constituțională și așa mai departe. În acest sens,
Desigur, noi trebuie să ne dorim ca ambele tabere, care se consideră ambele, se consideră corecte. Iacă eu, de exemplu, apăr punctul de vedere al meu. Și aici sunt de acord cu domnul Muravski, Curtea Constituțională a creat acest conflict. Dar ei au devenit o unealtă a partidului care nu vrea să plece de la guvernare. Au adoptat câteva hotărâri și spre marele nostru regret, în Constituția noastră e scris în articolul 135 că ea este, Curtea Constituțională este organul, unic organ care face tălmășire. Dar vreau să spun că în foarte multe țări nu are Curtea Constituțională această atribuție să tălmăcească în locul Parlamentului. Doar înțelegeți cum această frază, această atribuție este eronată și eu am ridicat problema asta încă în anul 2002 în fața colegilor de la PCRM, ei știu această problemă. Cum așa se întâmplă că Parlamentul este principalul organ reprezentativ a poporului? Suveranul este poporul. Suveranul transmite puterea Parlamentului. Parlamentul face legiferare, el conduce, el legiferează, el creează Constituția, el o modifică. Poporul trebuie să participe și să o întărească la referendum. Dar până la urmă vine Curtea Constituțională din 6 oameni, și erați Parlamentului, voi aici nu ați redactat, voi dincolo nu ați făcut așa. Și începe să tălmăcească și mai ales așa eronat, fiindcă nici într-un dicționar nu este cuvântul poate egal cu cuvântul, sinonim cu cuvântul e obligat. Nici într-un dicționar nu poate fi egal la deci, 3 luni de zile cu 90, fiindcă poate fi și 89 de zile, și 90, și 91, și 92. În cazul concret real, noi avem e vorba despre 92 de zile. Mai departe, nicio curte constituțională nu îl obligă pe președinte să dizolve Parlamentul chiar și după 3 luni de zile, din cauza că președintele, el este mediator asupra puterii, el nu trebuie să aibă interes să demoleze deci, structurile statului, dar să aibă interes ca ele să funcționeze stabil și să scrieze. În cazul de față, președintele nu a făcut nicio greșeală. Din contra, el încă a căutat să aplici ca să apară guvern și să apară parlament. Curtea Constituțională a procedat, a ruinat, de fapt, structurile statului. L-a suspendat pe președinte, fiți atenți ce au făcut ei. Da. L-au suspendat pe președinte, i-au dat împuternicirile lui Filip, care este un guvern plecat din 9 martie, acesta este un guvern strict tehnic, el așteaptă să transmită mai departe computerele și cabinetele și le transmită următorul guvern. Dintr-o dată Filip, care este zero, el este un simplu deputat astăzi, lui se transmită împuternicirile președintelui Republicii în locul unui președinte care suveran este ales de popor. Arătați-mi un jurist din oarecare țară, un judecător a unei curți constituționale, Franța, Statele Unite, Germania și în altă parte, Finlanda și în altă parte, care poate să facă mizeria asta care a făcut-o judecătorul la Curtea Constituțională. Ce e asta? Asta e pregătirea lovitorului de stat care s-a făcut, vă repet, din perioada respectivă. Acum e important, ca și colegii noștri actuali deputați la Partidul Democrat, conducerea acestui partid, să nu-și piardă mințele și să ducă țara la război civil. Să caute să oprească. Pe de altă parte, și puterea nouă. Mesajul acesta radicalist care uneori unii lideri politici au acolo, că noi să îi punem pe apșcării și încolo încoace, fiți atenți. Noi totuși avem un aparat de stat masiv care stă sub Partidul Democrat și ei se îngrijesc și se îngrijorează ce să fie cu soarta lor mâine. Și trebuie să înțelegem că chestiunea asta se întâmplă și la nivel de raioane. Da. Asta e o birocrație întreagă de stat. De atâta, toate manifestările trebuie să fie pașnice și de căutat soluții. Ei o să învenuiască că Constituția e de partea lor, noi o să spunem că Constituția e de partea noastră. Eu consider că Constituția este de partea guvernului care este nou ales, de partea Parlamentului și guvernului nou ales. Și președintele Dodon nu are aici nicio greșeală. Asta e opinia mea și ca cetățean și ca politician, ca om care am o anumită experiență în viața politică în perioada respectivă. Și sunt foarte bucuros că foarte multă lume și domnul Muravski este de acord cu această opinie. Dar depășirea crizei nu e așa de simplă. Noi așteptăm într-un fel avizul Comisiei de la Veneția. Așa, și fiți atenți cum a declarat domnul Candu. Ea nu o să influențeze viața politică. Asta ce demonstrează?
Asta demonstrează că ei vor să continue lovitura de stat mai departe. Și cinovnicii noștri, funcționarii, miniștrii noștri, trebuie să fie atenți. Dacă într-o, noi acceptăm că există un mediator și asta la urmă urme statele europene, dacă noi moldovenii nu ne putem înțelege acasă, reiese că acest mediator serios care este Consiliul Europei și Comisia de la Veneția trebuie să luat în vedere. Și în sensul acesta, mie mi se pare că toți, dintr-un capăt până într-altul, trebuie să-și iei obligațiunea în legătură cu hotărârile Comisiei de la Veneția, în legătură cu viziunile mediatorilor, să fie mai loiali, să accepte că noi nu ne putem împăca singuri, noi nu putem să presăm și să mergem la vărsare de sânge, doritori sunt și pe de o parte și pe de alta. Vreau să vă spun că foarte multă lume e revoltată, e foarte mult revoltat. Și atunci aceste meeting-uri de duminică, marșul acesta de duminică, trebuie să fie unul pașnic, dar trebuie să fie masiv. Eu consider că trebuie să vie multă lume, fiindcă asta aibă puterea practică a unui referendum. Când lumea o să vie 120.000 în stradă și foarte concret o să-și arate poziția, Partidul Democrat trebuie să vadă că opoziția lui este respinsă. Judecătorii de la Curtea Constituțională trebuie să înțeleagă cu o dată în bară că nu se poate în halul ăsta de ruinat statul respectiv. Ei mai bine puneau umărul la întărirea statului ăsta, întărirea puterilor de stat, ca să funcționeze bine guvernul, ca noi să avem mai puțină corupție. Are cu ce să ocupa Curtea Constituțională. Nu se fac partizanat politic pentru un anumit partid, pentru Partidul Democrat. Da. Domnule Murawski, vreau să vă întreb, cum credeți că va reuși să implementeze foarte multe prevederi sau foarte multe planuri guvernul Sandu în condițiile în care majoritatea instituțiilor statului, spuneați și dumneavoastră, că rămân a fi controlate? Noi trebuie să înțelegem un lucru, cum și domnul Stepaniuc parțial a spus, că funcționarii publici trebuie să înțelegem poziția lor. Ei sunt oameni vii, ei sunt sub ministru și așa mai departe și pentru oameni foarte greu să iau parte de la parte pentru că ei trebuie să hrănească familia și așa mai departe. Dar noi trebuie să înțelegem. Luăm aceeași Ministerul de Interne. Da, vă rog. Eu vă garantez că dacă mâine va fi schimbat ministrul, situația o să schimbe foarte repede în Ministerul de Interne. Poate câteva persoane care, desigur, principial nu sunt de acord cu acar, ei o să plec binevol. Asta e ceva corect, pentru că, bine, secretar de stat, dacă vine ministrul cu care eu nu pot lucra, eu pun cerere și... Dar majoritatea vor lucra pentru stat normal și așa mai departe. Și de aceea acum foarte mult depinde când miniștrii noi o să intre în funcție. Și eu nu văd problema cu aparatul de stat, care special va boicota și așa mai departe. Da, eu nu exclud că vor fi niște momente, niște, eu nu vreau să spun problemele, dar niște neînțelegeri dintre ministri și secretari de stat. Și iarăși, din cauza politicii cu regret Partidul Democrat, care o să vedem ce s-a întâmplat. A fost ideea bună, a introducem în locul de viceministri, care era tot persoanele politică, a introducem Institutul de Secretari de Stat. Oameni apolitici, care sunt profesioniști, care trebuie să asigure consecuvintatea și așa mai departe. Și ministrul este persoana politică, ministrul pleacă, dar secretarii de stat ei lucrează ca profesioniști. Dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că ei nu sunt implicați în procesul politic. La noi ce s-a întâmplat? A fost introdus Institutul de Secretari de Stat, după asta s-a început campania electorală și toți secretarii de stat trebuia să pleacă în teritoriu, în echipă Partidul Democrat, cu autobuz asta și așa mai departe. Explicații că ei era în concediu, asta e faie verde pentru mine. Pentru că secretarul de stat în concediu sau nu, el continuă să fie secretar de stat, funcționar public. Acum oamenii sunt puși în situația că mâine va veni ministrul din partea acum sau socialiștii și el trebuie să lucreze cu oameni care ieri a participat în campania electorală contra. Pentru ce au fost oameni puși în așa situație? Da. Dacă s-a introdus institutul secretar de stat,
Ei trebuie să fie profesioniști, secretari și afară politici. Asta este normal și asta trebuie să fie. Dar ei singur au încălcat asta procedură. Și de aceea aici o să fie discuții cu secretarii de stat, cu ei, și eu nu exclud așa că pot fi schimbările. Dar în orice caz eu sunt sigur că dacă va fi normal transmiterea puterii și trecerea Partidului Democrat în opoziție, guvernul va începe lucru cu tot aparatul de stat. Guvernul, ca orice guvern, o să face deci, greșelile lor, eu o să critic guvernul nou și poate o să continuu critica și președintele. La momentul dat tot este afară. La momentul dat eu nu criticez nici unii, nici alții, pentru că trebuie să fie asigurat procesul de transmitere a puterii. Guvernul nou cu Parlamentul trebuie să intre în funcție complet și după asta începem critica din partea societății civile, monitorizarea și așa mai departe. Dar asta să fie mâine. Da, eu am vrut să adaug aici un gând. Domnul Raschi, vedeți, a fost numit nou guvern. Da? Structura a rămas aceeași, care este actuală. Adică, de fapt, noul Parlament nu a venit să revizuiască și să reorganizeze ministerele. Și asta creează funcționarilor publici de acolo o anumită stabilitate. Ei, de acum, la ziua de astăzi, nu trebuie să teamă de faptul că vor fi eliminați din sistem, vor fi alungați și așa mai departe. Este altceva, așa cum a spus și domnul Muravski, că cu secretarii de stat și așa înțeleg cu unii șefi de direcție care s-au văzut concret în campanie electorală, au participat foarte activ și inclusiv și acum. La deși nu s-a terminat campania electorală. Vedeți că e continuă mai departe. Țara asta e un an de zile în campanie electorală. Acolo o să fie niște probleme. Eu cred că e cel mai mare impediment totuși este în organele de forță și în primul rând în Ministerul de Interne. Fiindcă Ministerul Stat de Interne a fost special reorganizat într-așa fel ca să existe o ierarhie foarte concretă și subordonată Partidului deci Democrat, aici e problema cea mai mare. Cu celelalte ministerie nu cred că este o mare problemă. Dar eu repet, ofițerii și toți cei care lucrează în ministerile de forță au dat jurământul poporului să respecte suveranitatea națională. Ei nu pot merge. Pentru dânși, desigur, ca juriști, trebuie să vă spun că este o problemă. Și eu pe dâns parțial îi înțeleg. Este o problemă prin această hotărâre a Curții Constituționale. Vedeți că la noi cum e interpretată? Că este textul Constituției și suplimentar sunt toate hotărârile Curții Constituționale în această perioadă. Și aceste hotărâri, desigur, ele sunt derutante. Pentru un jurist, ele sunt derutante. În sensul acesta, când o să vină avizul Comisiei de la Veneție, eu consider că ofițerii respectivi, Ministerul de Interne, trebuie să spună și treacă în serviciu noului guvern. Puterea a fost transmisă, alegerile au rezultatele lor și ministrul și Jăzdan și toți ceilalți trebuie să înțeleagă ca ofițeri care au demnitate, ei și-au dat jurământ poporului, nu să-i servească unui oricare lider de partid. În sensul acesta, eu sper că lucrurile trebuie să meargă pașnic, inclusiv duminică. Că este practica unor ultimilor ani când poliția a încurcat oamenii să vină la protest, ei și-au adus cu autobuzele oamenilor, dar când vinea opoziția sau alt partid politic, polițiștii, eu cred că polițiștii o să se discrediteze dacă o să vină și o să spună impediment. Lumea trebuie să fie liber la Chișinău, cum a venit în 89 și a apărat ideea limbii de stat, ideea libertăților, suveranității, Republicii Moldova ca stat suveran și independent, unde ei amuia își bat joc de statul ăsta, lumea tot așa trebuie să vină astăzi și să declare foarte concret. Ei susțin un proces politic democratic, sistemul politic contemporan, transmiterea puterii de la o guvernare la altă guvernare și moldoveni, hai să fim oameni pașnici și să ne respectăm această țară, să nu ne facem rușine cum s-a făcut țara asta de rușine în 2009. Da, domnule Muravski, astăzi în acest studio s-a pomenit de Comisia de la Veneția. Credeți că ea poate institui liniștea, pacea în clasa politică? Vedeți, pentru mine nu e așa de simplu să dau răspunsul așa direct, da, eu, pentru că eu înțeleg situația lor, tot este nu așa de simplu, pentru că, spunem așa, cum
Канду спуника ничудат ин луме шаша ма департе, да, но ну путем гаси пати алки экземпли кэн куртя консенала акриата ша мулти проблеми лиши, акриат конфликт ши, партидели каре практика каштигата лежи лиша факут альянса, а интраты на ша конфликт ку куртя консенала. Куртя консенала есть институция каре аре авторитати норче цара. Аша и? Ши фарти мул депинди дела комиссия, комиссия де Венеция, де сигур есть пусы ин ситуация фарти дефичилы, как кум дирекция заспуня, как куртя консенала ин цара кутаре, а факут грешели на прочитат корей шашама департи. Есть крюд здесь прясто. Дар. Ин орче каз, ей ну под игнорат то, че са интемпла. Ши дяче, ел кретка, ин орче каз, конклюзия Софии инфолосулуй, парламентулу экзистент ши гувернулу ну да София и наша лимбаж дипломатика ну ел да. Месипарика о сырымыне аша фереструйка кариде посибилитате пи алте партии инкодаты сафолосяска алте толмачиря дичизии. Десигура Софии Майбени, да, комиссия де Венеция, вопреми дичизе фарти клары, что дупа асталасы канду спуни каной нурика наштим шашама де парти, ел пати спуни, дар тота луме шин практики на нунтру серио санцеляга, ка кари есть реалитате. Domnule Muravski, da, ce putem citi din acțiunea domnului Candu prin faptul că a plecat la Washington? A plecat după un sfat, după o sugestie? Eu nu pot discuta pur și simplu că da. eu nu știu. Da. Și nu știu, nu pot da. Construi niște versiuni și corect. Așa mai departe. Poate eu cred că noi putem numai doar să presupunem, nu da. Facem niște speculații. Deci, desigur, partidul respectiv a lucrat cu Guvernul Statelor Unite deci mai mult timp. Ei probabil că și-au corelat, iau niște grupuri de lobbyști acolo și așa mai departe. Și trebuie să recunoaștem că Statele Unite, noi am vorbit la tema asta pentru da. O săptămână în urmă, încă Statele Unite este una din puținele țări care nu au dat un mesaj clar în adresa situației din Republica Moldova. Ei vorbesc, însă, totuși, mesajul este unul optimist, fiindcă ei au declarat că trebuie să avem susținere față de rezultatul alegerilor din 24 februarie. În sensul acesta, ei au susținut anume acest parlament de 101 deputați. Și dacă din 61, din 101, 40 nu au găsit limbă comună, asta e treaba lor a minorității, totuși conduce majoritatea. Adică eu aș vrea să spun că atitudinea Statelor Unite ale Americii totuși este una mai mult pozitivă în folosul actualului guvern. Desigur, noi ne-am dorit ca declarațiile unor guverne, declarații de recunoaștere a guvernului nostru și a parlamentului nostru să fie mai clare. Așa cum a făcut-o Germania, cum a făcut-o Rusia, cum a făcut-o alte state europene, dar ele sunt foarte multe și asta trebuie să ne bucure. În sensul respectiv, se prepoate că liderii Partidului Democrat, văzând că situația este într-adevăr complicată, pentru că trebuie să spunem că nu există nicio țară care le-a declarat lor susținere. Nu există așa țară. În sensul acesta, ei sunt absolut izolați pe arena internațională. Statele Unite, desigur, în istorie, eu vă spun de acum ca istorie, că ei au mai făcut manevre de astea. Când în față spun una, dar în spate duc o leacă altă politică. Fiindcă eu sunt o putere geopolitică mare, au avut tot timpul niște interese mari în zonă. Dar nu cred eu că Statele Unite o să susțină masiv acum un conflict în această zonă. Nu aș vrea să cred că ei și-au pierdut mințele de tot, deci conducătorii respectivi. Însă, în sensul respectiv, desigur, e foarte probabil că domnul Candu a plecat încolo pentru a încerca să inducă ideea că hai cumva să salvăm situația liderilor Partidului Democrat. Că el are nevoie astăzi de niște garanții. Are nevoie de niște garanții internaționale și singura țară care poate să-i le acorde și care poate să insiste, mie mi se pare în opinia mea, eu fac o presupunere în emisiunea dumneavoastră, că asta va fi Statele Unite. Nu este exclus ca ei să nu ducă undeva tratative mai pe ascuns cu cineva din politicieni, ca hai să vedem cum am căutat un compromis în așa fel ca PD-ul să nu fie oprimat și să nu fie ostrachizat în următorii ani.
Domnule Stepaniuc, domnule Muravski, cu părere de rău, timpul acordat acestei emisiuni s-a scurs. Vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, a fost ediție specială Reflector Analitic. În numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi!